Ioi. Așa încep episoadele astea mai nou. Nu știu de ce, dar parcă tot așa se nimerește să înceapă. Vă salut și bine v-am regăsit la un episod. Aici Andrei Sava pentru cei care sunt noi pe acest canal. Astăzi la fel ca și anii trecuți, știți că am primit și anii trecuți în mai multe rânduri, lansete, să povestesc puțin despre ele. Dacă vă întrebați ce se de pe fundal, sunt aspersoarele. Prima zi când du arba. Pe anul acesta suntem din nou... În curtea atelierelor Asava, de data aceasta vom povesti puțin despre niște lansete, un brâu de lansete, ca să le spun așa. Din când în când mai primesc de la parteneri niște lansete să povestesc puțin despre ele, să vă spun la ce sunt bune, cum mi se par. Așa că, virgulă, în consecință, am primit, aici sunt doar câteva în spatele meu, am primit un, fără să exagerez, un brâu de lansete câteva zeci de lansete de la Okuma. Este vorba de seria Guide Select. O serie care mie mi se pare destul de reușită. Haideți să luăm un, ce știu, un light fines, de exemplu, de 6-6. După cum vedeți, sunt niște lansete mai stealthy, mai uh, monocrome, mai puțin, ce știu eu, cum să zic, observabile. Mânerele la toate lansetele sunt la fel. Mandrina de la Fuji VSS vopsită. Eva de camuflaj de calitate. Componente metalice corespunzătoare. Iar finalul este un bat cap cu Eva. Bineînțeles cu sigla Usegele cu acum un pe pe care scrie made in China, lucru care deja nu ne mai surprinde, ideea că în China se fac și cele mai probabil cele mai calitative produse din lume în momentul de față și cele de mai, și cele de cea mai proastă calitate, dar și produsele de cea mai bună calitate se fac în China. De exemplu, produsele de la Apple sunt făcute în China, Tesla sunt făcute în China și lista de exemple poate să continue. Sunt niște mânere foarte comode, cum am spus și în trecut și despre alte lansete. Mie mandrinile acestea de la VSS mi se par cele mai comode mandrine dintre toate. Îți umple foarte bine palma. Ce pot să vă mai spun despre mandrinile acestea? Îți umple foarte bine palma, sunt confortabile și pe timp de iarnă și pe timp de vară. Nu contează dacă îți transpiră mâine sau nu. Sunt super confortabile și ce mișto este că sunt pe jumătate îmbr îmbrăcate în EVA sau în plută, în cazul de față în EVA, așa se numește acest material, buretele acesta de șlapi. <laughs> nu știu cum să-i spun altfel, dar no, practic primii șlapi care au apărut în România erau făcuți din buretele, acest tip de burete pe care îi purtam noi când eram copii, dacă vă aduceți aminte. Au niște finisaje mate inclusiv la matisaje. Inelele sunt niște inele de la Seaguide. Sunt foarte bine poziționate pe lansetă, în mare parte. Hai să vedem ce zice eticheta mai departe. Avem așa, 30T plus 40T Torei Ultra Light Carbon Blank Construction, Ultra Flex Reinforcement Rod Tip Technology Increases, Așa. CCS Guide Stainless Steel Frame Seek Ring. Premium Fuji TKS and VSS Real Seat for Maximum Reliability. Deci, nu toate sunt cu mandrine Fuji VSS. Cele de casting sunt cu mandrine Fuji TCS. Uh, în general, ce pot să vă zic, am observat, au mânerele mai lungi ca la mare majoritate a lansetelor, lucru care nu este neapărat un, uh, lucru rău. Din acest motiv sunt și destul de bine echilibrate, inclusiv lansetele mai puternice sunt mult mai bine echilibrate decât lansete mult mai scumpe de pe piață. Gama lor de preț este undeva între 450 și 650 de lei, deci sunt o gamă medie, într-o gamă medie de preț. Și am să vă povestesc Câte ceva despre ele, ce consider despre anumite modele, specific despre fiecare model în parte, le-am luat în mână, am tras de ele, m-am jucat cu ele pe aici, prin curtea atelierului. trecând mi mii de lansete prin mână de-a lungul anilor, în special cele pe care le construiesc, mi este mult mai ușor să trag niște concluzii pertinente când vine vorba despre o lansetă. Dar, în general, sunt niște lansete care par a fi all-rounder, niște lansete pentru o gamă foarte variată de aplicații. Dar, haideți să vă spun ce mi-am notat în caietel. Bă, am caietel de la Sinevo, de la laboratorul de analize Sinevo. Și, mama, dar câte pagini? Vă dați seama că n luat puțin uh, această uh, trecere în revistă. Dacă am aici una, două, trei, patru, cinci pagini, cinci pagini uh, 5 pagini de notițe despre aceste lansete, voi vorbi în primă fază despre variantele de spinning, voi începe de la cele mai mici puteri și voi, voi urca spre cele mai mari. Lansetele de casting le-am lăsat intenționat la sfârșit. Nici măcar nu m-am uitat la ele, mă voi uita chiar acum în timp ce povestim. Și mai avem și câteva lansete din, de travel din 3 sau din 4 bucăți. Voi vorbi... Ce am uitat să menționez este că absolut toate modelele sunt din două bucăți pentru cei care își fac probleme că nu le pot transporta, deci absolut toate sunt din două bucăți. Ce am observat, variantele de casting sunt din două bucăți inegale, adică este mânerul și apoi restul segmentului, dar o să le vedem și pe acelea. Primul de pe listă este GSS 662XL, deci variante de 6 picioare 6 inci, și anume 1.97 sau 1.98, extra ultra light de 1.6 grame. Pot să zic că Cred că exact pe asta, nu pe am cel de 3,9 grame. Cel, am pe cel de 3,9 grame. grame în mână. Este, este o putere reală, 1,6 grame. Ca specii țintă, la cel recomand, este o lansetă destul de permisivă. Deci cam toate variantele acestea sunt dintr-o fibră mai permisivă, ceea ce este absolut normal la lansetele acestea din gama medie de preț. Nu sunt nici cele mai permisive, dar nu sunt nici niște lansete rigide. Ce este mișto la această lansetă este că poți să o folosești la clean, biban, păstră, cam astea sunt aplicațiile la care o recomand. În special cu năluși reactive cum sunt wobblerele, rotativele oscilante, micuțe, ceva cu ce să încadrez până undeva în 5-6 grame. Este o lansetă care merge bine și pe pâraie și pe râuri, în special atunci când intrați în apă sau când aveți de lansat în locuri mai înguste, este o lansetă care se va preta foarte bine. La Biban o recomand cu jiguri până undeva în 5 grame, o recomand pe ape gen inclusiv Mureș, dacă pescuiți strict la Clean, acum că vă intră și altceva este partea a doua, dacă pescuiți strict la Chian și nu pescuiți cu năruși mai mari de 5-6 grame, o recomand inclusiv pe Mureș. Crișuri, de exemplu, cum sunt crișurile din zona de vest a țării, Siretul, dacă ne ducem în cealaltă parte a României, Argeșul, Undeva ape ceva mai mici, dar nu chiar cele mai mici ape, adică nu gen pâraie de păstrăv. Ar mai merge pe ape precum zetea pentru pescuitul păstrăvului pe râu. Deci cam pe genul ăsta de ape recomand această lansetă și aplicațiile despre care am vorbit. Ce mi-a plăcut foarte mult la ele este că, nu știu în ce măsură se vede... Cerc să o îndoi aici. Fără asistență se întâmplă mai greu acest lucru. Să știți că nu au discontinuități în zona de șpigot, cum am văzut la alte lansete. Se îndoie destul de progresiv, în sensul că au o curbă continuă. Următoarea de pe listă este, o să încerc să le trec cât mai repede în revistă, în data sunt foarte multe și o să iasă un episod extrem de lung. GSS S662, tot așa de 6 picioare, 6 inci, 1.97, este un lansetă de 3.9 grame, este cam real un 2.9 grame, aplicații, năluși reactive, gume la biban, rotative, eu aș folosi o gen uh, pentru, clean, pentru clean, cu voblere, rotative, oscilante, micuțe, biban cu jiguri până în 89 9 grame, deci merge și pe baraje, de exemplu, această lansetă la pescuit din barcă păstrăvi de lac cu oscilante până în 6-7 grame, voblere jerkbait, de tip jerkbait, cele sinking pentru păstrăvi de 6, 7, până în 6-7 grame, bineînțeles rotative, avat cu năluci mici, de exemplu pe apele, cum sunt aici în vestul țării, cum este, sunt crișurile, cum este siretul, în cealaltă parte a țării, cum este argeșul, unde mai întâlnim și avat. Este un fast, o fibră permisivă, pe care o recomand pentru aplicațiile mai de vreme menționate. Următoarea de pe listă este GSS 662L, care este un 5-10 grame. Mai degrabă mi se pare că duce cam până într-un 11-12 grame, tot așa 1,97. Ca aplicații, de exemplu, dacă ar fi să aleg o lansetă pentru pescuit din apă sau pe sub tufe, pe aici, pe și este puterea cea mai potrivită pentru acest gen de pescuit. Dacă aș pescui după clean și m-ar îngrijora, de exemplu, că poate să intre și un avat, tot așa wobbler, năluci reactive, clean păstrăv de lac, avat pe ape mici, de exemplu, ar fi alegerea potrivită pentru gen Mureș sau Olt, cum pescuim noi vara pe aici, intrat în apă cu până la brâu și pescuit din apă, este o lansetă care se potrivește perfect pentru astfel de aplicații. La oscilante ar merge cu oscilante până în 8-9 grame pentru păstrăv de lac. Jerk baituri din acestea sinking voblele acelea scufundătoare care funcționează foarte bine pe pompaje și fac niște flash super puternice, tot așa până într-un 8-9 grame cele mai grele. La avat ar merge cu unălui tot așa până în 8-9 grame. Poate să funcționeze, de exemplu, la clean, nu știu dacă ați văzut că am mai pescuit în trecut și cu Pilot de exemplu, Pilot are vreo 9 grame, asta este o lansetă care duce și ge acel gen de wobbler, wobblere care coboară mai jos și sunt mai grele pentru clean. La fel ca și mai înainte este o lansetă fast, între o fibră progresivă. Următoarea de pe listă este GSS 732L, tot așa este dată până într-un într 10 grame, un 5-10 grame este 7-3 înseamnă 7 picioare 3 inch, 2 20. Este un mai real, aș zice că este un 3 12 grame. Dacă ar fi și aceasta s-ar număra printre lansetele pe care aș alege-o pentru Mureș. Cu asta se poate lansa ceva mai departe. Deci dacă aveți nevoie de lanseuri mai lungi, este o recomandare mai bună decât varianta anterioară care are 1.97. Aici este chestie și de preferințe personale și de locațiile în care pescuiți. Dar ca și aplicație este exact ca modelul de mai înainte, GSS 66L, 662L, care se potrivește inclusiv la păstrăv de lac, pescuit de pe mal la de lac, cu undeva până în 7-8 grame, să zicem. Dar cred că este una dintre cele mai bune variante pentru pescuitul pe Mureș, mai dedicat așa spre clean, dar să poți să scoți, să strunești și un avat sau să poți să dai la un avat cu un năluș de avat, dacă este cazul. Următoarea de pe listă, GSS-732L. Aici mai era o literă, dar nu mai știu care, LA, care este un 3-15 grame. Eu aș zice că este mai degrabă o lansetă cam până într-un 18 grame. Este o lansetă pe care aș folosi o cu preponderență mai spre avat. Merge la limită la șalău și la mârlițe sau știuci mici, cum se găsesc la noi prin țară. O lansetă care merge foarte bine și la păstrăv de lac, cu oscilante chiar ceva mai grele, undeva până în 12-14 grame. Jerkbait-uri pentru păstrăv din acela sinking, tot așa până în 12-14 grame. Va fi o lansetă pe care va putea efectua lanseuri mai lungi, o lansetă care aș zice că este mai dedicată pentru pescuitul de pe mal decât cel din barcă. care, așa cum am spus, ar merge și la, la cam la limită și la avat, la șalău și mârlițe, pescui cu gume, cu jiguri, până undeva, până într-un 10 grame, să zic, aș folosi o dacă aș pescui cu jiguri. Următoarea de pe listă este GSS 832 l tot așa un 315 grame, aici spune că este o putere reală. GSS 832 l este o lansetă de 250, pe care o recomand strict pentru voblere, avat clean pe ruri mai mari, unde se pescuiește foarte mult de pe mal, gen Mureș, Olt, Prut, Siret, poate Tisa și cam asta este. Următoarea de pe listă este GSS 902L, care este 5, este dată de 5-20 de grame. Ea o zice că este mai apropiat de un 5-15 grame, asemănător cu lanseta anterioară, GSS 832L. Este o lansetă și mai lungă, și anume 2,74 metri, pe care o recomand exact pe, pentru aceeași aplicație, doar că este ceva mai lung, și anume Avat, Clean, râuri mari. Să mergem mai departe, începem să intrăm în lansetele ceva mai puternice, cum este GSS 662M, 721 de grame, aici deja începem să intrăm și în lansetele care se pretează pentru pescuitul șalăului. Eu o recomand pentru șalău cu jiguri undeva până în 5-18 grame, știu că pescuit din barcă, aici la știu că puteți să folosiți cam orice năluci care să intre în gama de până în 20 de grame, deci voblere, oscilante, uh, gume, deci merge, puteți să folosiți pe o gamă foarte variată de năluci, avat, pescuit din barcă, gen pe Dunăre, Olt, Mureș, Tisa, în cazul meu, că sunt uh, aici mai, pentru că sunt aici undeva mai aproape și de Ungaria. Următoarele de pe listă sunt, uh, din aceeași gamă de putere avem și 732 și 802, -ul. una este de 220, cealaltă este de 244. Uh, 7321 ML este dată undeva până la 721 de grame. Ea zice că este o lansetă cam până într-un maxim 19 grame, se pretează tot așa pentru avat. Știu că șalău și la shallow aș folosi undeva până în 10-14 grame ca și gramajele jigurilor cu năluci suple. Dar în rest este o ansetă care se pretează foarte bine pentru pescuitul atât din barcă cât și de pe mal. 802-ul, ML, o de 244, este dată un 7.21 de grame, ca și cele de mai înainte, dar din punctul meu de vedere, cred că este mai apropiată de o putere gen 5-15 grame. O recomand strict pentru avat, știu că poate păstră de lac cu oscilante, care se încadreze în gramajele pe care le-am menționat. Deci nu este o lansetă care, din punctul meu de vedere, duce real 21 de grame, așa cum scrie pe dânsa. GSS 832M este dată tot la 7,21 de grame, real este un 5,25, asta este o lansetă ceva mai versatilă dacă căutați o lansetă care să fie mai, ceva mai puternică pentru avat, știu că și chiar și șalău, deci merge pe Dunăre, Mureș, Old, Prut, pe o gamă foarte variată de năluci, la jiguri o recomand undeva până într-un 20-21 de grame cele mai grele jiguri pe care să le folosiți pe această lansetă. Iar în ceea ce privește nulcele reactive, orice folosit între 5 și 25 de grame se va preta super ok. Atât la vat. Știu că pentru păstrăvi de lac, pentru păstrăvii noștri de lac este deja cam puternic această lansetă, după părerea mea, dar s-ar putea să mă înșel și să-mi dovediți că nu am dreptate. Ah, asta este și ceva mai lungă și anume 2.50. Următoarea de pe listă este GSS 832 Mele, Mm, care este cea de mai înainte era M și asta este ML. Văd că este dată tot de aceeași putere. Asta are mânerul ceva mai lung. De, este un mâner mai lung pentru gustul meu. O recomand pentru pescuitul avatului, știucii de pe mal, șalot de pe mal. Din cauza că este mânerul ceva mai lung, să știți că este și foarte bine echilibrat. Deci dacă nu vă deranjează că vă trece de cot, undeva decot gripul, la această lansetă să știți că este super ok. În sensul că este foarte bine echilibrată la lungimea dânsei. Vă că nu mai terminăm cu lansetele astea până în 21 de grame. Este o gamă foarte variată de la Guide Select de la Okuma. Mai avem și una de 7 picioare 9 inch, tot așa 792 ML, 235 lungime. Este dată tot 721 de grame. Este o putere reală, este o lansetă pe care aș recomanda-o și pentru pescuitul șalului cu jiguri undeva până în 16-18 grame. Știu că avat de pe mal, cu năluci reactive, orice se încadrează undeva până în 21 de grame, va funcționa perfect pentru aceste aplicații. Tot așa are un mâner ceva mai lung, dar din, aceast, din acest motiv este și foarte bine echilibrată această lansetă. GSS 902M 2,74 lungime, 10-28 de grame, eu aș zice că este mai degrabă un 10-35 de grame. Aici este, asta este o lansetă destul de versatilă, în special pentru cei care pescuiesc pe Dunăre, Olt, poate chiar Mureș, în sensul că poți să pescuiești la vat de pe mal, inclusiv cu nălucile mai grele, cum sunt cicadele, soft vibe-urile, care depășesc în unele cazuri 20 de grame la știu că cu năluci ceva mai uh, sănătoase, tot așa care să se încadreze undeva până în 30 și ceva de grame, cele mai grele năluci reactive pentru știu că nu o recomand în mod deosebit uh, pentru șalău, este o lansetă ceva mai permisivă, dar în schimb merge undeva așa la limită, la somn și pescuitul șalăului cu năluci active cu voblere pentru că șaloul nu se prinde doar la gume. Așa s-a răspândit că șaloul se prinde cel mai ușor la gume, dar sunt situații destul de multe în care șaloul se prinde foarte, foarte bine la wobbler și chiar mult mai bine la năluci reactive decât la gume. Aceasta este o lansetă care se pretează foarte bine pentru această specie. Iar pentru cei care caută o lansetă de 2.74, să știți că merge așa cam la limită și la somn. Adică dacă ți intră un pește mai mare, poți să ții de el la somn, oricum, dacă o ia la vale, nu poți să ții cu nimic de el decât dacă ai niște monstruozități de lansete cu care oricum nu poți să pescuiești la năluci de somn sau năluci de genul acesta. Deci nu o recomand pentru pescuitul cu gume, dar în schimb pentru pescuitul șalăului cu voblere de pe mal este o lansetă zeiss. Crește puterea lansetelor. GSS 662 este tot o lansetă scurtă MH. Este un 10-30 de grame, merge cu jiguri undeva între 10 și 30 de grame pentru pescuitul șalăului, gume montate pe cârlig ascuns sau offset, o lansetă super universală de știucă, dar cam strict pentru pescuitul din barcă sau cei care preferă expres lansete mai scurte pentru pescuitul șalăului și al știucii. Următoarea putere este un 14-40 de grame și anume GSS902MH care este din nou ala în nu un 2.73. Pe asta o recomand cu precădere pentru pescuitul somnului. Știu ci este mai degrabă un heavy decât un medium heavy dacă mă întrebați pe mine, are o rezervă considerabilă de putere. Uh, merge și la de pe mal cu voblere, nălugi reactive, dar merge și cu jiguri. Deci, este o lansetă care intră mai repede în rezerva de putere comparat cu cele despre care v-am spus că s-ar -ar preta mai bine strict pentru pescuitul uh, cu voblere sau nălugi active. Da, deci este o lansetă relativ universală pe care o recomand în general pentru pescuitul uh, pe dunăre de pe mal. GSS. 662H este un 20-50 de grame. În general, puterile au fost uh, cât de cât uh, corecte date pe aceste, pe aceste lansete. As, pe asta o recomand pentru tot așa mai mult pentru pescuitul din barcă. jerkbait acelea ce vin pompate din vârful lansetei mai mari de știucă, undeva până într-un 60 de grame ar merge jiguri grele la șalău undeva până într-un 10-40 un, 10, 40, un 10, 40 de grame ca și greutatea jigului. Merge chiar și pentru, pentru, vertical jigging, dar în general este o lansetă pentru pescuitul din barcă, pe care o recomand cam pentru, știu că și pentru șalău. În unele cazuri puteți să o folosiți și la somn. Umezim degetul, dăm pagina și vedem ce mai avem pe aici. Ajungem deja la însete din în ce ce mai puternice, Uite, de exemplu, GSS732XH este un de 220. Este un 30-60 de grame, aș zice că este un 30-60 de grame real. O recomand pentru pescuitul somnului, știucii cu năluși mai grele, jiguri grele la șalău pentru pescuitul atât de pe mal cât și din barcă. Din nou, o lansetă super versatilă, are un ceva mai lung, este destul de bine echilibrată pentru puterea ei această lansetă. Același lucru pot să spun și despre GSS-S732XXH care este tot așa un 22 un 40-100 de grame. Este cam la limită partea aia cu 100 de grame, deci că este mai degrabă pentru un 80-90 de grame. Merge cu jiguri foarte grele la șalău, cu mai mari pentru știucă. Poate fi folosită și la somn în caz că pescuiți din barcă, de exemplu, sau vă plac lansetele de această lungime 2.20 pentru pescuitul somnului. Aici am uitat să spun despre una, am sărit peste o lansetă și anume GSS 902 mele. Aceasta este o putere reală, seamănă foarte mult cu varianta de până în 28 de grame. Dar o recomand strict pentru pescuitul cu năluci reactive pentru știu că avat și alău de pe mal undeva este o putere super reală adică undeva în năluci undeva până în maxim 25 de grame. Deci nu o să meargă cu voblele acelea deep diver gen DT20 care sunt undeva la 28 de grame se va încărca excesiv cu genul acel, acela de voblere sau cum sunt Duel Hardcore Crank. 4 plus 5 plus 7 plus, deci nu merge cu acele voblele. Pentru așa ceva trebuie o să trebuie să te orientezi spre lansetele mai puternice, de exemplu cum este și GSS S862XH în 40-90 de grame. Eu a zice că asta este real, un real până într-un 60 de grame. Cel mai mult aș recomanda această lansetă pentru voblele de somn sau știu că cu năluci mai mari. GSS 902 aceasta este o lansetă 8.6, înseamnă 2.60, 8 picioare 6 inci. Este o lansetă moderat fast, deci o lansetă pe care o recomand cu precădere pentru năluci reactive, gen voblere, pe râuri, în special pescuit de pe mal. GSS 902H, 2.74, 25 de grame, zice că duce mai degrabă un 60 de grame. Aceasta poate fi folosită inclusiv la pescuitul cu jiguri la șalău, în rest la fel ca și mai înainte, somn, știu că năluși mai grele, dar poate fi folosită și la jiguri mai grele pentru șalău, pentru pescuitul de pe mal sau cei care sunt obișnuiți cu lansete foarte lungi. GSS 862XXH este un 60-100 de grame, a zice că este mai degrabă undeva până într-un 90 de grame, este tot așa un moderat fast, sunt cam două lansete moderat fast pe care le-am depistat aici, o recomand strict pentru somn sau stiuca, dar mai degrabă somn decât stiucă pentru că la noi uh, sunt foarte puține locațiile în care poți să pescuiești cu, nălu cu năluci atât de mari uh, la știucă de pe mal, așa că somnul cred că este specia țintă pentru care este dedicată această lansetă. Cam atât cu lansetele de spinning. O să vedeți că lansetele mai puternice au inele cu două picioare, lansetele mai light au inele exact cum vedeți aici. Hai, să și arăt, că am aici să vă arăt. Tossy Guide. Da? Mânerele, după cum vedeți, sunt ceva mai lungi. Hai se vede cu lansetele de casting să le trecem și pe acestea în revistă. Am aici una, două, trei, sunt din două bucăți, dar din segmente inegale. Haideți să începem cu cea mai light lansetă de casting pe care o am aici. Da, toate lansetele au huse, niște huse plușate. Acestea sunt mandrinele TCS. După cum vedeți, tot așa mânerele ceva mai lungi. Două bucăți, lansetă foarte bine echilibrată. Este o lansetă de 2,28, 8,28 de grame, două segmente, moderat fast. Este o lansetă dedicată pentru pescuitul cu năruci reactive, pentru pescuitul avatului și al știu ce aș spune eu. Fiind o lansetă pentru năruci reactive, eu aș zice că duce undeva până la un 30 și un pic de grame. Este suficient de lungă, poți să faci lanseul mai lungi pe ea din acest motiv. Inele sunt foarte bine poziționate, sunt atât de dese pe cât mi-ar place și mie să fie pe lansetele mele. Cătoarea putere, 20-70 de grame, nu sunt atât de mult lansete de casting, spre surprinderea mea. Cea de mai înainte este din două segmente egale, acum vin lansetele ceva mai puternice, care sunt din două segmente inegale, cum vedeți, cu șpigot invers. Ce este un guide select, Vertical Casti spune 66 GSC 662 HA 20-70 de grame este o lansetă dedicată pentru pescuitul de vertical jigging nu e de mirare este o lansetă care se pretează perfect pentru vertical jigging în special pentru obsedații de live scope Asta ar merge undeva pentru șalău. Știu că dacă vă intră un som, puteți să-l struniți. mai nu vă imaginați că dacă vă intră un som de 2 metri, o să puteți să trageți de el ca de porc, pentru că este departe de adevăr. Este o lansetă pe care mi-ar place și mie să o folosesc pentru aplicația respectivă. Și bineînțeles, într-un buget super decent. Și ultima din gama de casting, care este și cea mai puternică. Inele să știți că sunt foarte bine aliniate. După cum vedeți, are un mâner destul de lung. Chiar dacă are 6-6, și anume 6 picioare 6 inci, este GSC 662XXH, Guide Select Jerk Cast, ca îi spune la aceasta, 1.97-60-100 de grame. Este o lansetă care este dedicată strict pentru pescuitul știucii cu jerk uri se echilibrează destul de bine, dar din cauza că este mânerul foarte lung, dar se poate folosi dacă țineți cotul puțin într-o parte pentru jercuierile acelea necesare pentru știucă. Este nevoie oricum de un mâner mai lung pentru pescuitul știuci cu așa gramaje, pentru că trebuie să poți să te înfici câteodată și să împingi capătul lansetei cu asta la altă mână, cu mâna opusă, în așa fel încât să poți să lansezi mai bine mai departe. Cam asta este despre seria Guide Select din două bucăți, atât variantele de spinning cât și cele de casting. Mai am câteva lansete din trei bucăți, mă duc să le iau și pe acelea. Și să vorbesc și despre acelea câte ceva, n-am apucat să le asamblez, așa că revin în câteva clipe. Începem cu cea mai fină dintre ele. După cum vedeți, au niște huse foarte mișto, semi-rigide, intră foarte bine prin bagaje în care sunt băgate în încă o husă, patru bucăți. Pac, husa este super confortabilă, adică sensul că intră foarte ușor elementele în ea, nu trebuie să te chinui, să le barci sau să le scoți. Pac, toate ies frumos. Aceasta este un GSS 704 medium light, 520 de grame, lansetă de spinning, Ce rapiduță e asta. Și asta se îndoie foarte plăcut. Mă surprinde lanseta aceasta. Este o lansetă pe care aș recomanda-o atât pentru pescuitul șalăului, avatului, știucilor, bibani mai mari dacă mergeți în țările nordice, dar este o lansetă care se pretează inclusiv la pescuitul la jig. După cum se vede, nu știu în măsura în care se vede, curbura este o curbură continuă, nu are discontinuități, chiar dacă este din patru segmente. Mamă, iarba sâmbăta. Piu, ei! Este o lansetă de putere reală, deci puterea de 5-20 de grame este una reală, are vârful ceva mai finuț, este o lansetă fast, pe care o recomand pentru concediile De pe aici, de prin Europa, este o lansetă care se pretează excelent. Asta dacă pescuiți după avat, mârlițe, bibani mari, Shallow cu ceva mai ușoare, are și suficientă rezervă de putere și că este și destul de echilibrată, este o lansetă destul de ușoară, bine, este destul de echilibrată și din cauza care mânerul, după cum vedeți, ceva mai lung. Practic o ei, o arunci în bagaj și ai plecat la pescuit. Pentru cei care călătoresc mult cu avionul, cred că este o variantă super ok de avut și la un preț super decent. 704M este un 728 de grame. Nu vă mai spun, dar este în aceeași, același tip de husă, tot patru bucăți, mânerul tot așa ceva mai lung, se simte deja că este o lansetă mai greuță, a zice că este undeva până într-un 25 de grame, se pretează la fel ca și la setama anterioară, cam pentru aceleași aplicații. Avat, știu că biban mare, șalău cu năluci undeva până cu, cu jiguri undeva până într-un 20-20 ceva de grame, merge fără nicio problemă. Are suficientă rezervă de putere în așa fel încât să strunești un pește ceva mai măricel. Mânerul tot așa mai lung. Și cu aceeași husă de protecție și, bineînțeles, la un preț, cred că, imbatabil pentru o lansetă de genul acesta, din <coughs> patru bucăți. Pe astea ultimele le cam fușeresc deja pentru că am vorbit cam mult. Am vorbit cam mult și am obosit să vorbesc despre lansete. O să iasă oricum un episod exagerat de lung. Nu știu cât o să vă uitați la el, dar așa cum am promis în momentul care primesc pachet de așa lansete, mă ocup și vă povestesc despre ele. Nu de alta, dar vedeți că se întâmplă destul de rar și este destul de dificil să pui mâna pe toate lansetele astea. Aceasta din mână este un GSS 804M, tot un 728 de grame, este o lansetă ceva mai lungă. Mânerul ceva mai lung și se pretează exact ca și cea de mai înainte pentru pescuitul de pe mal. Este o lansetă de 243, 244 care eu zic este mai degrabă un 525 de grame și se pretează atât pentru pescuitul cu jiguri și cu năluci reactive. Mai avem două lansete și pot să savurez și eu această sâmbătă, sper că alături de familie. Avem două lansete pe care nu știu dacă o să am la ce să vă recomand să le folosiți. Voi începe cu cea care este utilizabilă și după care o să discut despre cea care mi se pare inutilizabilă. Adică trebuie să vă spun de adevărul, dar e mișto toate sunt din patru bucăți. Și din ce am văzut când am tras de ele, toate au o curbură super plăcută. Adică n-au discontinuități. Cineva a lucrat puțin pentru realizarea acestor blancuri. Niște blancuri pe care le-aș folosi și eu dacă le-aș găsi de cumpărat pentru... Ransete Travel. O -o. Da, aceasta este GSS 704H, deci este și o lansetă ceva mai puternică, tot așa mânerul mai lung, 7 picioare, 2 și 12, 20-50 de grame, este o variantă ideală pentru pescuitul șalăului știucii când mergeți pe aici prin Europa, puteți să o folosiți cred că și la Peacock Bass, dacă nu mă înșel. Este mai greuță, adică se simte că este mai greuță, dar nu este chiar atât de dezechilibrată pe cum am văzut alte lansete de genul acesta și de puterea aceasta. Da, este o lansetă pe care aș lua-o inclusiv în Suedia cu mine, pentru când trebuie să pescuiești după știuci cu năluci ceva mai măricele. Din păcate, pentru știucile alea mari, pe la care trebuie să pescuiești cu năluci foarte mari, nu cred că o să găsiți lansetă travel maxim din două bucăți, dar dacă nu aveți altă variantă, este o opțiune super ok. Cred că duce cam până într-un 60 de grame, dacă mă întrebați în mine, pentru pescuitul. La știu că și la șalău puteți să o folosiți undeva cu jiguri până într-un 40 de grame sau dacă pescuiți cu năruși mai mari la șalău, cum se pescuiește în țările nordice, jiguri undeva până într-un 20 de grame și năluci gen 14, 15, chiar până în 20 de centimetri în anumite situații. Am mai rămas o singură lansetă pe care dați-mi voie să vă spun, <coughs> nu mi-a plăcut-o. Adică nu o să știu la ce să o recomand, dar să încercăm. Putem încerca, știți cum este vorba aceea, încercarea moarte n și trebuie să fim sinceri. Sinceritatea ne doboară, ne omoară. Aceasta se numește GSS 934ML și este cică 728 de grame, 274, deci cea mai lungă din, dintre ele, dintre lansetele acestea Travel, care primul inel cu două picioare, cam așa cum fac eu lansetele mai puternice, dar nu chiar de 728, mult mai puternice. Deci nu are nicio legătură cu puterea aceasta care este dată și anume 728 de grame, este un lansetă care se pretează strict pentru năluci active. este super dezechilibrată. Nu super dezechilibrată, la asta la care ar fi putut să-i facă mânerul ceva mai lung, nu l-au făcut. Da, nu mă, nu mă încântă foarte mult <laughs> această lansetă. Eu aș folosi-o maxim pentru pescuitul păstrăvului de pe mar, cum se pescuiește prin Olanda, Danemarca, pescuitul avatului, nu știu la ce ceva aș mai putea să-l recomand, dar nu cred că duce mai mult de 18 grame, dacă mă întrebați pe mine. Are vârful foarte permisiv, deci dacă mergeți să pescuiți la păstrăv de mare și singura variantă să luați o lansetă cu voi este avionul, este o lansetă pe care poate că o lansetă care poate că s-ar preta pentru așa ceva, te-ar ajuta să faci niște lanseuri mai lungi, este mai permisivă și se pretează pentru pescuitul cu nălucere active. Nu este cea mai ușoară dintre ele, nu este nici prea echilibrată, dar să zicem că partea cu echilibratul se mai poate rezolva într-un fel sau altul. Gata, mă pun să strâng deranjul pe care mi l-am creat aici. Sper că vă ajută și acest episod. Am încercat să fiu cât se poate de sincer. Nu am încercat, chiar am fost cât se poate de sincer când am discutat despre aceste lansete. Este o gamă entry level super ok din punctul meu de vedere, foarte bine echilibrate. Un design neutru, ca să spun așa, în sensul că nu este nici ostentativ, nici nu poți să zici că este invizibil, Inele SIC, in, nu sunt fuji, dar sunt uh, SIGAIT, sunt niște inele foarte rezistente, în special cele din uh, oțel. Mandrine, componente fuji. Overall, eu zic că sunt cam lansetele pe care se găsesc în gama asta de preț în ziua de astăzi. Lansetele corecte, lansetele pe care poți să le folosești și care se pretează pentru pescuitul pe apele noastre. Sper că vă ajută și acest episod în a vă putea alege o lansetă din gama de preț undeva între 450-650 de lei. Toate sunt din două bucăți. Aici Andrei Sava. Dacă nu mai primesc un snop, vreun asemenea snop de lansete, promit să le trec în revistă. Cred că sta aici de vreo o lună de zile, deci o lună de zile mi-a luat să-mi fac curaj să desfac uh, pachetul acesta, pentru că în momentul în care l-am desfăcut și am văzut că te sunt mi-s-a tăiat instantaneu. adică. când fac lucrurile astea trebuie să am și un pic de chef să fac lucrurile acestea, pentru că altfel uh, le simt așa ca un calvar. Dar uh, am reușit, ieri am avut puțin ajutor, îi mulțumesc lui Pușchi pe această cale. Am avut puțin ajutor să le pot scoate din huse, băga în huse, să tragem de ele. Deci am nevoie de ajutor și din acest punct de vedere ca să, și pot să zic că nu a fost, n-a durat o oră să le trec pe toate în revistă, a durat câteva ore plus faptul că le filmez acum. Aici Andrei Sava, țineți aproape. Sper că v-a plăcut și acest episod. Încă o dată sper că vă ajută cu ceva acest episod dacă doriți și sunteți în căutarea unor lansete de buget. Țineți aproape, fire întinse și sper să ne vedem în curând și de data aceasta de pe apă pentru că m-am săturat să stau în atelier. Hai pa!